În același timp, numărul cazurilor de COVID-19 în rândul elevilor este în creștere. În prezent, în raionul Soroca, aproape 300 de elevi sunt plasați în carantină. Cei bolnavi sunt monitorizați de către medicul de familie, iar potrivit lor, primele simptome ale virusului reprezintă durerile gastrointestinale. În prezent, la Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca, 4 clase sunt în carantină. Elevii bolnavi de COVID sunt din clasele a 3-a, a 9-a, a 11-a și a 12-a. În același timp, și 4 profesori s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit administrației instituției de învățământ, din cei 82 de pedagogi, doar 6 nu sunt imunizați. Între timp, ceilalți elevi învață în două schimburi. Adică jumătate de clasă are ore dimineața, jumătate de clasă după amiază. La moment avem 69 de copii care activează online. În instituții de învățământ noi suntem asigurați cu dezinfectanți, cu tot absolut, respectăm toate regulile. Dar cu părere de rău, ieșind în stradă, în transport public, acasă sau în alte localuri, copiii nu prea respectă și iată avem ceea ce avem la moment. Aș dori să atenționăm și părinții și copiii să fim mai atenți, să respectăm toate măsurile. Situația nu este colorată nici în instituțiile școlare de la sate. La moment, 14 elevi sunt bolnavi de COVID, toți suspecți la noua tulpină Delta. Potrivit specialiștilor, printre simptome sunt bolile gastrointestinale. Ultimele zile, ultimele săptămâni, vedem o creștere, în general, o creștere mare a COVID-ului, inclusiv o creștere mare printre tineri, printre adolescenți și cel mai rău și printre copii. Este desigur că o problemă, deoarece varianta Delta, care se presupune că în Moldova este tot așa de mult ca în toată lumea, este mult mai agresivă și mult mai infecțioasă. Dacă un copil în familie bolnav sau un matur este bolnav, de regulă se lipsește toată familia. În raionul Soroca se atestă o rată înaltă de vaccinare în rândul pedagogilor. 743 la număr sunt imunizați. Cei care nu sunt vaccinați prezintă la fiecare 2 săptămâni teste la COVID-19. Direcția învățământ din Soroca speră că vor face față situației și că nu vor fi nevoiți ulterior să treacă la studierea de la distanță. La moment, în raionul Soroca, sunt 9 clase care învață în regim online. Avem școli și în mediul rural și în mediul urban. Avem 6 profesori confirmați pozitiv. Deja avem experiența organizării și desfășurării lecțiilor în regim online. La capitolul vaccinare, la ziua de ieri, aveam o acoperire vaccinală de 86%. Vreau să vă zic că în fiecare zi avem 1-2 profesori care se vaccinează, plus la aceasta profesorii care la moment au contraindicații se prezintă la lecții cu certificatul negativ de COVID. Potrivit datelor oficiale, în prezent niciunul dintre elevii confirmați pozitiv la noul coronavirus nu este internat în spital. Specialiștii susțin că în caz de necesitate, aceștia vor fi transportați la instituția medicală din Bălți. Acum 2 săptămâni, un copil de 13 ani din Soroca a decedat din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus.